tot. Ăsta era oare, că am uitat nostrule. Ăsta era? Nu știu. Eu fac niște franjuri. Era... Eu o suport oricând mergem la plajă sau la piscină. Oricând mergem dimineața să mâncăm, știi? Că nu e foarte elegantă. 1, 2, 3, 4. Se întâmplă destul de des să ia chestii din casă și să le transforme în altceva. De curând și-au făcut dintr-o pereche de pantaloni care erau puțin uzați în genunchi și-au făcut bustieră pe mâini, cu decupaj, cu decolteu. Adică o chestie foarte interesantă și eu dacă aș fi stat să mă uit, poate că n-aș fi știut să fac ceea ce au reușit ele să facă la mintea lor de copil. Băieți, voi ce faceți? Șapcă. Șapcă? De ce scrieți? Am scris aici șmecher boss. O să... Uite, tai fix la limită. O să am buzunărel. Da. Și din buzunărel poți să colorezi ceva pe buzunărel. Acum tai? Da. Ai grijă să stai drept. Dacă vrei, poți să-ți dau o riglă să desenezi. Da, prima oară. Ovidius, poți să-mi împrumuți rigla ta? Mulțumesc. Nu. Mulțumesc mult. Foarte mult. Dar ți-am dat-o ție în ultima oară. Și tu nu ți-ai dat-o înapoi. Eu nu am. Eu nu am. Fă o dungă așa încet. Știi, după foaie, să zicem că e o riglă. Și faci așa încet. Tum, tum. Știi? Dar nu cu creionul, cu carioca și după aia tai. Până unde tai? Nu, Ovidius. Trebuie să tai fără. Îmi place că sunteți creativi, asta îmi place. Sunt curioasă ce o să iasă. Ce vreți să faceți? Eu vreau pe buzunărel să fac trei sau mai mulți palmieri. Da. Aici am făcut niște franjuri și la mâneci o să fac și franjuri. Dar poți să le faci mai mari franjuri, uite, fără până aici. Să înceapă de aici în jos. Da. Nu? Da, tu stai creioane. Și tu ce faci? Cos. Ai tăiat-o și acum o cos? Da, și am stat de aruncă în ala. Uite ce ai la guriță, domnule mustăcioară. Mama, Ares mi-ar desena acum roșii galben pe birou aici, cu carioca. Ares? Ares? Nu mai arunca cu carioși, te rog. Poți să-l rănești, mama. Și nu e plăcut. Au! Unde-i maro? Mama! Ia să văd ce ai găsit. Am făcut trâncă verde. Și ce dacă acum faci frunzele maro? Dar eu așa zic, să faci, să fii diferită. Dacă ești diferită, ai un plus de valoare. Uite, e mai frumoasă culoarea. Cum vrei tu. Și la fustă ce vrei să faci cu ea? La fustă? Da. Încă nu știu, o să-i fac franjuri. Parcă în jos. Cum? O pui așa. Da. Uite, poți să-i coși un nasture și să o prinzi așa și să o lași așa în jos. Uh-huh. Vezi? Uh-huh. Știu că avem nasture, mă duc să caut un nasture. Dar uite, putem să luăm un nasture de aici, îl tăiem și îl coasem, îi faci o gaură aici și pui nasturile așa și uite, o lași așa într-o parte. Aha. Uh-huh. Nu? Și aia ca un sau, mama, poți să... Unde-i partea cu nasturi? Păi nu este, o să da, luăm un nasture din partea de jos. Puteți să faceți așa și să puneți aici un nasture și după aia aici să puneți. Păi da, dar tu ai nevoie să ai aici nasturile și astea să le lasă să cadă în jos așa. Uh-huh. Mi-am dorit de când eram foarte mică să am un magazin sau la cine să vând hainele mele. Pe această cămașă aș cere 20 pe acolo de lei. Nu mă duc nici în sume mari, nici în sume foarte mulți, gen 5-4 lei, fiindcă atunci o să fac foarte încet bani. Cum e? Ai reușit? Da. Ce, merge greu? Da, foarte greu. Când ce faci, Ares, acolo? Răstorni casa, Ares? Să o ridic în sus? A, să o împing așa? Da. Te-ai băgat în peșteră? Mama, poți să-mi faci un not? Am terminat de cusut aici. Sunt așa.
Apoi, mami, tu trebuia să faci nodul înainte să tai ața, că nu mai poți face niciun nod. Tai ața până jos și gata. Și putem și mecherie acolo. Da. S-am scris aici acolo. Păi și o dungă pe margine, așa. Cu ce? Cu negru? Nu, cu negru, nu-mi place mie negru. Galben. După mașina lui tata. Dar ăsta este și cu negru un pic. Uite așa. Faci o dungă, da. Stai, dar mă duc prima oară să... Ariadna, nu unde pot să pun acum? Cum e? Unde a fost? Merge? Gen, uite, mama, o franjă mare are două sau trei franje mici. Ah, ca să nu tai atât de mult? Da. De ce, merge greu? Foarte greu. Legat de ținuta mea vestimentară, în primul rând, nu pun accent foarte mult pe modă, ci pun accent pe cum mă simt eu bine și confortabil. Nu prea mă interesează dacă cuiva i-a plăcut sau nu cum am îmbrăcat. Important este eu să mă simt bine în hainele mele, pentru că eu mă simt bine în interiorul meu. Mama, poți să le las pe astea așa și să aici jos să colorezi, nu știu, ceva? Da, păi faci cum îți place ție pe mine. Eu doar te ajut ca să le faci mai repede. Și nu trebuie neapărat tot timpul să fie perfecte. Vezi că aici ai tăiat-o pe mine. Pot să fie și asimetrice. În modă este permis orice. Să-ți lași creativitatea să meargă cât de departe vrei. Așa au ieșit cele mai bune produse. Da? Oameni care au dus creativitatea departe, fără limite. Ce ziceți, o să-i placă la tata? Da. Surpriză. Știi ce puteți să-i spuneți? Uite, tata, pentru că noi am vrut să te simțim mai aproape, ne-am hotărât să luăm o haină de la tine ca să intrăm în energia ta. Eu, câteodată când tata este plecat de acasă, dorm în pijamalele lui. Pentru că îmi place să-i simt energia. Când mai vorbesc cu el câteodată pe telefon, mă vede ceva. A, ce faci? Te-ai îmbrăcat în hainele mele? Zic, da, că îmi place să-ți simt energia. Mama, te vede pe camera. Ce face Areia? Da, chiar, mama. Tata nu ne vede acolo pe camera? A, bă, da, poate să ne vadă. Sunt curioasă oare ce face tata acum. Mama, dar vreau să fac doar franjurile din față, nu și cele din spate. Da, păi faci cum vrei. Pe spate nu trebuie să le tai. Dar pe spate o să scriu un mesaj în engleză. Ce vrei să scrii? Nu știu. Mama, am scris în engleză așa cum când o să fiu... Ce șmecher? Știi când o să fiu mare, da, și o să am magazinul meu, știi cum o să vreau să-l numesc? Cum? Best Friends Forever. Wow, frumos. Când o să fiu mare, o să ne creezi tu hainele nouă, nu o să mai cumpărăm. Da. Ia să vedem. Și să vi le dau pe gratis. Pe gratis o să ne le dai? Uite, vezi, acum vine mai bine. Mai uite, mama, am făcut! Wow, ce faină arată! Da. Ia-o deasupra să vedem cum vine. Hai, ia-o și tu, Arișa. După aia fac rămâne. Să vedem. Ești sub canapea, Ares! Stai să te aranjezi. Wow, ce fain îți vine, Arișa, dar uite, e faină și peste rochiță așa să o iei. Îmi aduc aminte de un moment foarte amuzant pe partea de creativitate a copiilor. Ares încă nu era născut, deci fetele erau deja foarte mici pe atunci. Cred că Arișa avea în jur de 3 ani și Ariadna în jur de 4 ani și ceva. Eu eram jos în bucătărie, găteam, dar cred că 5 minute au stat singure în cameră. Și când au coborât la mine și le-am văzut, m-au șocat. Eu urma să nasc în vreo săptămână. Arișa, de 3 ani, a tuns-o pe Ariadna și Ariadna, de 4 ani, a tuns-o pe Arișa. Și s-au tuns cumva pe lateral, până aproape de cap, adică aproape de zero, ceva de genul. Era tuns Ariadna și Arișa cumva într-o parte. În prima fază m-au șocat, am zis, Doamne, nu e posibil așa ceva, după care m-am amuzat, adică... Ce să spui la doi copii de 30 de 4 ani? Creativitatea lor a ieșit la suprafață. Wow, chiar îmi place! Ce frumos! Vă stă super bine! Abia aștept să mergem la soare să le purtăm. Da. Ce ziceți? Da, și o să-mi iau pe dedesubt dresul de baie. Da, puteți să le luați la plajă.
Păi da, pentru că... Deci să le luați și seara, că merg în ambele variante. Da? Da. Și să-mi iau niște egări. Da. Pe dedesubt. Am făcut aici să mă fulgere și ce este boss și șmecher și mai am făcut aici o dungă. Mama, uite! Hai, mai veniți încă o dată, luați-l și pe Ovidius și faceți toți da, trei Ovidius de la modeling. Ovidius, facem aia când... Deci tu ne aștepți... Prima oară mergem noi. Hai să facem... Hai nu, să Ovidius, prima oară mergem noi și când noi ne întoarcem aici, tu vii pe aici și ne întoarcem deodată și mergem toți trei, e a doua oară. Și era să uit. Ovidius a luat șapca lui Călin, una dintre preferatele lui, și a făcut operă de artă din ea. A desenat-o, a tăiat-o, a cusut-o și Călin o să aibă o surpriză foarte mare când o să se întoarcă acasă. O să fie foarte fancy și chiar o să-l încurajăm să o poarte. Stai, trebuie să facem... Ai înțeles? Noi plecăm, facem poza și... Ascultați-mă, faceți ceva ușor, ce știți foarte bine, nu vă complicați. Faceți ceva ce știți, ce mi-ați arătat de sute de ori cum faceți. Și va ieși, da, asta faceți ce ați făcut la prezentarea asta, de modă. Asta, hai, că l-ai zis tu, deci tu stai aici. Dar nu știi. Păi vii când stai aici și vei doua oară. Ascultați-mă, aici, tu vii. Faceți ce ați făcut la prezentarea de modă. Bine? Pentru că v-a ieșit foarte bine. Bine? Fac ce fac, ce am făcut la... Atunci tu mergi singur. Hai, merge prima oară Ovidius. Și după aia voi în spatele. Bravo, și tu arezi. Yes!